Fraților, istoricește vorbind, nu multă lume poate zice că a risipit atâta aur că prețul aurului la nivel mondial a scăzut și a rămas așa timp de un deceniu. Îl chema Mansa Musa, rege al regilor în traducere, și a fost cel mai bogat om al tuturor timpurilor. Nu prea auzi de el, pentru că omul are o poveste mai greu de înghițit de rasiști din moment ce a fost un rege negru din Africa. Mansa Musa a fost suveranul Imperiului Malian din secolul al XIV-lea și a domnit peste una dintre cele mai bogate curți care au existat vreodată. Imperiul Malian a fost o chestie care a existat prin Africa, dar Africa are istorie și eu am fost șocat. Majoritatea site-urilor de specialitate îl pun pe Mansa Musa pe locul 1 la cei mai bogați oameni din istorie, estimându-i averea la aproximativ 400 de miliarde de dolari în zilele noastre. Era genul de bogătan care avea un singur produs pentru care, culmea, nici măcar nu trebuise să muncească sau să fure ca alții. Mănsică, cum îi spuneau tovarășii, n-a făcut nimic la viața lui și nici nu a fost nevoie. A moștenit un regat care avea din plin aur într-o vreme în care toți comercianții salivau când vedeau aur. Pe vremea aia, aurul însemna pur și simplu bani și omul nostru deținea tot aurul din regatul său prin proclamație regală, un fel de râu nesecat de bogăție, gen propria fabrică de bani. Tot aurul ăsta ar fi fost suficient să-l bage în cărțile de istorie. Dar faima adevărată a căpătat-o de pe urma faimosului pelerinaj de poveste de la Mecca din 1324. Probabil că știți deja că orice musulman care se respectă are datoria să meargă măcar o dată în viață la Mecca și să se învârtă în jurul pătrățelului ăla negru. Ei bine, exact asta a făcut și Mansa Musa, numai că la modul cel mai scump posibil. În loc să plece singur el sau cu câțiva oameni după el, a ales să plece cu dita mai caravana. Caravana lui i-a fermecat pe toți care au văzut-o trecând. Mii de sclavi și de negustori în straie splendide, cât vedeai cu ochii, iar în mijlocul lor călare un bărbat strălucitor. Oriunde a ajuns Musa în călătoria lui de un an, i-a acoperit cu aur pe cei ieșiți în cale. Cu cât se apropia de destinație, cu atât îl cuprindeau mai tare sentimentele religioase. Se spune că în fiecare vineri plătea să se înalțe o moschee într-un loc ales de el. Cheltuia atât de mult încât a rămas fără și a trebuit să se și împrumute. Imaginează-ți că dai câteva sute de miliarde de dolari pe vacanța ta de anul ăsta. Exact așa. Când a plecat de la Mecca, le-a oferit bani pretinșilor urmași ai profetului ca să-l însoțească pentru răspândirea islamului. S-a întors acasă prin Timbuktu, orașul oază care, datorită donației sale, avea să devină unul dintre cele mai faimoase locuri de învățătură din lume. Cât timp a domnit el, adică 25 de ani, regatul Mali a fost printre cele mai puternice și prospere regate din lume. Presupun că și aurul ăla a contribuit nițel. Mansa Musa stăpânea peste 400 de orașe bogate. Omul era în același timp și ultra-religios și pasionat de aruncat cu banii. Un fel de Becali mult mai bogat și mult mai educat. Un super Becali. Înainte să plece în călătoria sa de 4.000 de kilometri, și-a consultat ghicitorii pentru a afla care ar fi ziua potrivită de plecare. Îi era frică să nu pățească la fel ca sultanul Sakura, care plecase în pelerinaj și fusese asasinat când se întorcea. A ales să treacă prin Egipt pentru că era un drum mai sigur și avea ocazia să se întreacă în aur cu sultanul Egiptului, pe care era gelos că avea o reputație mai bună. Din suita lui făceau parte 72.000 de persoane înveșmântate în haine somptuoase din brocart și mătase persană. Multe dintre ele o slujeau pe soția lui, Inari Cunate, și pe alți membri ai curții. Erau 12.000 de sclavi și fiecare sclav ducea în spate bare de aur de câte 3 kg. Convoiul de cămile căra numai puțin de 100 de poveri de praf și pepite de aur, cântărind fiecare câte 150 de kilograme. Aurul era cel mai important lucru din viața oamenilor din Imperiul Mali. Arăta cât de puternic și de bazat e regele și dădea prestigiu țării sale. În ciuda averii imense, Mali era considerat o regiune înapoiată, departe de Marea Mediterană și de alte centre de educație și comerț. Imaginea slabă a regatului îl enerva maxim pe Musa, care făcea tot posibilul să le schimbe străinilor impresia. Regele își dorea atât de mult să fie luat în serios, încât de fiecare dată când venea în oraș un demnitar străin, acesta era pus să respecte un ritual foarte strict.
Musa acorda audiențe sub cupola împodobită a palatului său din Niani, capitala acum dispărută a imperiului. Stătea pe un tron din fildeș, sub o umbrelă mare din mătase, cu un vultur de aur în vârf. Purta arme din aur, inclusiv un arc cu săgeată, totul ca să impresioneze oaspetele. Scriitorul Ibn Khaldun spunea că cea mai importantă posesiune a curții era o bucată de aur care cântărea 700 de kilograme. Tronul era sculptat din lemn de abanos și stătea pe o platformă în centrul curții imperiale. Musa nu vorbea niciodată în public, ci își șoptea unui jeli, adică mesagerului, ce să spună. Oricine le enerva, o punea instantaneu de o moarte violentă. De exemplu, unul dintre numeroasele delicte care duceau la execuție erau strănutul în prezența lui. Dacă Musa trebuia să strănute, toți ceilalți își loveau zgomotos pieptul ca să acopere zgomotul. Nimeni nu avea voie să-l vadă mâncând și întotdeauna avea grijă să stea retras, chiar și în călătorii. Aura de rege semidivin trebuia mereu păstrată. Regele era așa de bogat grație unei legi în vigoare, moștenită din timpul dominației ganeze și care stabilea ce li se cuvine regilor pe veșnicie. Toate bucățile de aur mai mari de câteva grame. Minerii aveau dreptul să păstreze pulberea și fulgii de aur. Cumpărarea sau vânzarea de aur erau interzise în imperiu. Tot aurul trebuia înmânat de urgență trezoreriei. Culmea, cu toată averea asta, omul tot avea bănuieli față de supuși. Pentru a crește productivitatea minerilor și deci cantitatea de aur acumulată, a hotărât să-i lase pe responsabilii din mine să guste un pic din pradă și le-a dat puțintică autonomie. Învățase din experiență că dacă impune o ordine prea strictă, lumea nu mai muncește cum trebuie. Mare înțelept regele ăsta. Tactica nouă a reușit în mod spectaculos. Comorile se adunau pur și simplu, gata pentru călătoria la Mecca. Povestea extraordinarului pelerinaj a fost transmisă timp de secole pe cale orală, dar și prin jurnale. Unele scrieri au stat ascunse ani și ani și încă mai rămân de descifrat mii de manuscrise din arhive personale transmise de familii maliene de-a lungul timpului și ieșite recent la lumină. Aventurierul marocan Ibn Battuta a descris traseul caravanei regale. Citat, multe dintre cămilele din caravană cărau apă de băut pentru pelerinii mai săraci, iar alte cămile duceau provizii, împărțite ca pomană sau medicamente, poțiuni și zahăr pentru cei atinși de boală. La fiecare popas al caravanei se gătea mâncare în cazane mari de alamă, numite dast, din care primeau și pelerinii mai nevoiași și cei fără nicio provizie. Bogații ajutau săracii să călătorească. Era un fel de venit minim garantat de pe vremuri. Musa era foarte serios când venea vorba de filantropie. Oriunde se oprea caravana, poruncea oamenilor lui să dea drept cadou mari cantități de aur. De obicei, nu se obosea să dea mai multe explicații. Când îl întrebau ăștia cât să dea și cui, făcea un gest de lehamite și lăsa treburile în seama negustorilor care călătoreau cu el. Având în vedere că dădeau cu nemiluita, fără număr, vestea caravanei se răspândea și lumea știa că vine înainte să ajungă într-un loc. Indiferent unde ajungea, într-un oraș mare sau într-un sat amărât, lumea se strângea să se holbeze la acest rege exotic dintr-un ținut ciudat. Caravana a traversat deșertul Sahara și a ajuns la Cairo. Musa a poruncit să poposească la umbra piramidelor și să-și facă provizii. Cairo era printre cele mai importante orașe ale lumii și o mare piață de aur mondială. Trebuia să facă o impresie bună. A rămas mai multe zile la marginea orașului și se zice că Musa ar fi evitat o intrare triumfală în semn de respect față de gazde pentru a nu stânjeni sultanul Egiptului. Explicația mai plauzibilă e că Musa era în competiție cu sultanul și nu voia să piardă din prestigiu. Protocolul cerea ca la întâlnirea lor să-i facă o plecăciune sultanului, o umilire din punct de vedere al lui Musa. În plus, ce ar fi trebuit să facă dacă sultanul ar fi strănutat în fața lui? Ca să meargă treaba, Musa a trimis în dar sultanului mai multe pepite de aur în valoare de 50.000 de dinari, adică vreo 8 milioane de coco. Nu era puțin dacă te gândești că era doar un simplu gest de mărinimie. Era destul de limpede care era intenția, să-i arate ăstuia cât e el de bogat. Cadoul ăsta, împreună cu toate celelalte daruri, au dus la prăbușirea prețului aurului. La 10 ani după întâmplare, Alu Mari estimează că prețul metalului prețios rămăsese în Egipt cu peste 10% mai mic față de nivelul de dinaintea vizitei. Bun, cadouri, șmecherie, întrebarea e cum au scos-o la capăt cu sultanul. Omulețul nostru bogat și sinistru a avut o idee. Convenția era să facă o plecăciune, așa că în momentul în care a dat ochii cu sultanul, a făcut plecăciunea zicând, mă prosternez în fața lui Allah, cel care m-a creat.
În alte cuvinte, a dat-o pe Allah și a scăpat cu basma curată. Cam astea erau preocupările celor doi băieți pe vremea când majoritatea omenirii făcea foamea. Când a rămas fără aur și a trebuit să se împrumute, ăștia i-au cerut incredibila dobândă de 150%. Musa a acceptat imediat, fără să negocieze nici măcar un pic. Nu era stilul lui. În secolul XIV, Mali producea 2/3 din aurul lumii. Era ca și cum te-ai împrumutat de bani, dar tu ai tipografia acasă și poți printa alții oricând ai chef. O asemenea concentrare de avere nu a mai avut loc niciodată în istorie. Pelerinajul lui Musa a stimulat negustori din toată lumea, care au auzit de bogățiile din regatul lui. Chestia e că aproape niciunul nu știa cum să ajungă acolo, ceea ce a determinat căutarea intensă a unor rute sigure. Din cauza asta, în 1339, Mali apare pentru prima dată pe harta lumii cunoscute de europeni. Pe unele hărți ale vremii, cum ar fi Atlasul Catalan din 1375, în zona regatului apare un desen cu un rege care ține o pepită de aur în mână. Inscripția e în latină și se traduce prin: acest rege negru se numește Musa Mali, regele negrilor din Guinea. Atât de mult aur se găsește la el în țară, încât este cel mai bogat și mai nobil monarh de pe acest pământ. Cam așa și era. Toate informațiile prezentate au fost luate din cartea Bogații, o istorie de 2000 de ani de la sclavie la super iachturi, de John Kampfner. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să ne dați un like și pe pagina de Facebook Zayafet și să ajutați canalul dând clipul ăsta mai departe pe Facebook. Până data viitoare, dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați și să ajutați canalul cu un share pe Facebook. Să se uite Zayafet peste tot pe internet.